Astrid și Sing It With Me. Veselă piesa asta și avem nevoie de veselie într-o zi de luni, deși nu știu cu ce subiect vine Cătălin. Mi s-a părut mie sau acum vreun ceas ai dat la radio piesa aia, Inima Mea de 16 ani, ai dat? Da, cum să nu? Taxi și Delia, da? Super piesă, extraordinar, nemaipomenită. Și mie mi-a plăcut din prima. Și pentru că am dau idei gratuite aici, dacă aș făcut o emisiune de radio, de asta care se pretează, așa, dădeam piesa asta și întrebam pe oameni dacă ei mai știu pe cine iubeau la 16 ani. Și ce le-a făcut și cum a fost. Trebuie să ai o memorie bună să-ți aduci aminte ce făceai tu la 16 ani. Toată lumea și aduce aminte. Da, bine, iubire, de prima dragoste poate îți aduce aminte. Băi, ai, la 16 ani, nu? Acolo se întâmplă. Eu știu, dacă se întâmplă la 16, la 14 sau la 17, 18. Mă rog, da, așa da, să zic, aia, medie, în zona aia. Dacă mă întreb pe mine ce făceam la 16 ani, eu nu mai știu să spun acum. Te ascunzi, nu vrei să spui cine știe, cine ascultă radio. Da. Dacă mă întreb de prima dragoste, da, atunci mi-aduc aminte, dar nu mai mi-aduc aminte când a fost. Da. Dar uite, dacă tot ai deschis subiectul, o să-mi pot aia contribuție. Fugi de răspundere. Da, ziceam că ieșea un moment frumos, că piesa e foarte bună, deci foarte bună. Bine, m-am gândit prin prisma lui Fimea, așa știi, care are fix 16 ani și am zis, bă, uite, chiar e fix cum cântă oamenii ăștia doi. Știi? Când zic ei acolo că... Vrei să facem rațiunea zilei pe subiectul ăsta? Nu, sau doar așa am dat cu bățul prin gard că mi-a plăcut mult. Și stăteam eu acolo de unul singur la mine și te auzeam pe tine la radio când dai piesa asta și am zis, da bă, uite, singurătatea de Delia azi. Și... singur, era o metaforă, eram la bucătărie cu colegii. Și am zis, uite, Delia și omul ăsta au dreptate. Dan Teodorescu, da, bună piesă. Hai să zicem tot că e legat de liceu, ce o să vă zic eu acum, numai lucruri rele se întâmplă în țara asta. Iată, cum ar fi. 3, 2, 1, start. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Prieteni, inevitabilul s-a produs. Emilia Șercan a publicat astăzi în Press One mai multe dovezi care arată că ministrul educației, domnul Sorin Câmpeanu, a plagiat un curs, un manual de curs de agricultură. Dacă cine a făcut facultatea știe că sunt cursuri scoase de profesori pe care studenții le cumpără sau le iau de la bibliotecă, mă rog, în care sunt prezentate tot felul de lucruri legate de subiectul respectiv. Și aici, domnul Câmpeanu a descoperit Emilia Șercan, a luat un curs la care a lucrat, se numește Îmbunătățiri funciare și irigarea culturilor. Nu e ca și cum s-ar fi făcut ceva după de el Petre, în România, da. Deci nu e ca și cum cursul ar fi fost urmat, că nici aia... Bun, îmbunătățiri funciare mai avem, de asta cu irigarea. Deci cursul se numea Îmbunătățiri funciare și irigarea culturilor. Inițial, când a apărut cursul ăsta, prima lui apariție, a fost scris de 4 profesori, între care domnul Sorin Câmpeanu. Știi cum semnau ei cursurile la olaltă? Bun. Și după asta, în 2006, a început plagiatul. Cursul cu pricina... Toate capitolele din el, mai puțin 3, au fost luate otova, dar acum doar sub semnătura domnului Sorin Câmpeanu și a unui coleg, după care la ediția din 2009 cursul respectiv a apărut doar sub semnătura domnului Câmpeanu ca să fie treaba. Și el tehnic a luat și capitolele pe care le semnaseră colegii lui cu care făcuse inițial lucrarea. Când a apărut lucrarea asta inițial, el scrisese doar 2 capitole din cele vreo 20 ceva pe care le avea lucrarea. Ei, acum le-a luat și pe restul și le-a pus sub semnătură, fără mari schimbări. Astăzi datele publicate și domnul Câmpeanu a fost astăzi, a avut o serie de intervenții publice, a fost întrebat și a spus despre asta că este o încercare de blocare a legilor educației, dar că are el grijă să nu se întâmple asta. N-am înțeles. Adică da, sigur, se poate, orice, dar nici măcar nu ne interesează, cum să zicem. Nu văd de ce legile educației ar putea fi blocate de faptul că tocmai am descoperit că domnul Câmpeanu și-a plagiat cursul pe care îl preda la studenți. Că problema este la plagiat. Acum, domnul Câmpeanu nu a dat explicații referitoare la plagiat. Domnule, l-ai plagiat, nu l-ai plagiat, poate sărac că se întâmple și de-astea în viață, na. Poate el l-o fi scris tot și erau niște hoți când l-au pus, mă înțelegi, nu? Uh-huh. Da, mă înțelegi. Da. Cum de s-a întâmplat? E plagiat? Nu e plagiat? Ce are de spus despre chestiunea de fond? Domnul Câmpeanu n-a spus nimic.
A zis, domnule, încercați să mă boicotați aici, terminați prostiile astea. A trebuit să spună colegii alături de care a scris acea... E puțin probabil, pentru că unul dintre colegii este îndrumătorul tezei de doctorat a domnului Câmpeanu. Ah, ok. Deci e scria la oaltă cu profesorul lui mai mare. Și teza de doctorat a domnului Câmpeanu scârția o roată, că a mai fost analizat așa în trecut și bătea o planetară, nu ieșeau toate cum trebuie acolo, dar universitatea la care lucra domnul Câmpeanu a zis, bă, stați un pic că la noi e ok, în regulă, bun. Și acum avem o dovadă clară aici de plagiat, sigur că poate trece la instituțiile de specialitate să o urmărească atât cât să mai poate. Avem o suspiciune de plagiat și avem un ministru cu mari semne de întrebare în momentul ăsta. N-are domnul Câmpeanu imaginea cea mai bună, dar aici lucrurile sunt aproape clare. Or, asta trebuie să vină să spună, domnule, poate face cineva politica educației în România în condițiile în care acuzațiile la adresa sa sunt dintre cele mai puternice? Poate asta e prima întrebare pe care trebuie să și-o pună șeful său în guvern, domnul Nicolae Ciucă, care ce să vezi? Ce problemă are domnul Ciucă? N-are nicio problemă. Domnul Ciucă s-a întâlnit cu propria lui problemă de plagiat și acum ce să facă? Domnul Ciucă îl dă afară pe domnul Câmpeanu care a plagiat? A, mari întrebări și grele avem. Asta se numește dilemă. Da, domnul Iohannis? Să ia domnul Iohannis de oamenii ăștia doi și vine și zice, băi, am doi plagiatori în guvernul meu. Trebuie, nu? Da, ar trebui, dar se poate deschide așa un pic subiectul. Da, poate să-l deschidă, cred că dacă îl deschide, îl și închide. Așa. Și asta e situația, oameni buni. Deci, acum avem două bile, una s-a pierdut, una s-a stricat. Da, complicată situație. Complicată situație, dar inacceptabilă. Inacceptabilă pentru că România are nevoie și de transparență și de corectitudine și oamenii din România au nevoie de răspunsuri clare din partea autorităților. Ori, domnul Câmpeanu tocmai pregătește o legislație pe care vrea să o trimită în Parlament, care dacă va fi adoptată, îl amnistiază și pe el și pe domnul Ciucă exact în această chestiune a plagiatului. Și asta este a doua oară inacceptabilă. Deci dacă nu s-au grăbit? Da. Și... ea putea să fie deja în Parlament. Și acum, stimați cetățeni, trebuie ca noi să dăm un răspuns acestor oameni, pentru că nu o să vedeți mare lucru vorbindu-se despre asta. Aș îndrăzni să pun pariu. Mulțumim, Cătălin, pentru comentarii. Mâine din nou alături de noi la România în direct de la 13:15. Ne găsești pe Instagram, Facebook și Twitter.